În contextul creșterii susținute a numărului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, grupul de comunicare strategică atrage atenția asupra necesității respectării cu strictețe a măsurilor de protecție. Purtarea măștii, păstrarea distanței, evitarea contactului direct cu alte persoane, igienizarea frecventă a mâinilor. Rata de conformare față de măsurile de protecție sanitară reprezintă elementul central în gestionarea eficientă a crizei sanitare și în limitarea răspândirii virusului, care în 8 iulie a atins un nou record absolut, 555 de noi cazuri în 24 de ore la nivelul țării. În județul Suceava s-au înregistrat 18 noi cazuri, iar suma de la începutul pandemiei ajunge la 4116. Chiar și așa, acest val de îmbolnăviri, resimțit la nivel național, nu se manifestă acut și în Suceava. Conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului se înregistrează un număr de 3530 de persoane declarate vindecate. De marți și până miercuri dimineață au fost internate în spitalul județean 10 persoane diagnosticate cu COVID-19 și au fost externate 23 de persoane. În spitalul județean de urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava se aflau internați un număr de 474 de pacienți, dintre care 105 pacienți COVID-19 și 369 pacienți non-COVID, iar în secția de anestezie și terapie intensivă erau internați un număr de 8 pacienți, dintre care 2 ventilați mecanic. La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți erau internați un număr de 40 de pacienți COVID-19 și 9 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.